Bine ați venit sau revenit la un nou episod din serialul Călătorii în lumea apei. Astăzi vom vorbi despre apa din deșertul Sahara, sau mai precis de sub deșertul Sahara. Sahara este cel de-al treilea mare deșert al Terei și de fapt nu este un deșert unitar, ci o mulțime de zone deșertice, fiecare cu propriile caracteristici. Relieful Saharei este foarte variat și, așa cum am spus, poate fi considerat o combinație de mai multe zone deșertice pentru care mai multe ecoregiuni. Sahara are zone extraordinar de uscate, zone care nu văd picătură de apă cu ani, cum este zona Tanesruft, de exemplu, de la granița dintre Mali și Mauritania. Însă sunt și zone în care umiditatea este destul de prezentă într-o formă sau alta, precum coasta atlantică, nordul Saharei ori Valea Nilului. De altfel, singurul fluviu care se încumetă să traverseze acest gigantic pustiu este Nilul, despre care am vorbit într-unul dintre episoadele trecute. Peste Sahara sunt suprapuse 10 țări: Algeria, Ciad, Egipt, Libia, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Sudan și Tunisia, iar populația acestora combinată depășește 210 milioane de locuitori. În acest moment, în toată Africa, peste 350 de milioane de oameni nu au acces la resurse sigure de apă potabilă. În țările enumerate anterior, se înregistrează un deficit cronic de apă, dar situația s-ar putea îmbunătăți radical dacă s-ar apela la una dintre cele mai abundente surse de apă din Africa, acviferele de sub Sahara. Dacă la suprafață Sahara este aridă și pustie, în subteran este cât se poate de albastră, după cum putem observa în imaginea alăturată. În momentul de față nu se știe încă cu precizie câtă apă există sub Sahara. Însă, estimăm că ar fi cam 700.000 de kilometri cub de apă. Prin comparație, dacă ne aducem aminte, volumul combinat al marilor lacuri din America de Nord, lacul Baikal și lacurile mari din Africa, nu depășește 75.000 de km cub. Sau mai pe scurt, în subsolul Sahara există de 20 de ori mai multă apă decât la suprafața întregului continent african. Până astăzi s-au descoperit peste 10 acvifere de mari dimensiuni și foarte multe acvifere de dimensiuni mai mici. Cum a ajuns așa de multă apă sub Sahara? Ei bine, norocul geologic și-a spus cuvântul. Deșertul Sahara a apărut acum 2-3 milioane de ani, însă au fost nenumeroate perioade în care Sahara era verde și plină de viață. Ca acum 12.500 de ani, de exemplu. Iar deșertul, așa cum îl vedem astăzi, a apărut acum vreo 5.500 de ani. Această parte a Africii, ca toată Terra de altfel, a fost la mila fluctuațiilor temperaturilor, a curenților atmosferici și a extinderii ori retragerii zonelor glaciare. Fundamentul Saharei este cristalin, fiind acoperit cu straturi groase de gresii și calcare din diferite etape ale istoriei geologice a Terei. Ei bine, în aceste roci, apa s-a putut acumula în timpul perioadelor umede, rezultând gigantice acvifere. Dintre toate acviferele de sub Sahara, două dintre ele sunt deosebit de interesante, atât economic, cât și istoric sau geologic. Primul este acviferul Saharei Septentrionale, care acoperă 1 milion de kilometri pătrați și se întinde din centrul și estul Algeriei până în estul Libiei, acoperind mari părți din Tunisia. Cel de-al doilea acvifer, cel mai mare descoperit până acum în Sahara, este sistemul acvifer Nubian. Are peste 2 milioane de kilometri pătrați și acoperă mare parte a Egiptului, sud-estul Libiei, nord-estul Sudanului și o mare parte din nordul Ciadului. Despre acesta vom vorbi un pic în continuare. Volumul estimat de apă al acviferului Nubian este de 372.000 de km cubi. Acest volum se bazează pe niște estimări destul de imprecise, pentru că în continuare geologii descoperă noi pânze freatice. Până în acest moment, din volumul menționat anterior, s-au extras un pic peste 20 de km cubi. Adâncimea stratelor de apă variază între 50 de metri și 230 de metri, iar originea acestei ape este preponderent meteoritică, adică provine din precipitații. De reținut este și faptul că acviferele nu sunt niște volume de apă captive și nemișcate, ba chiar sunt cât se poate de dinamice.
De exemplu, acviferul nubian este alimentat cu apă ce se scurge prin straturile de gresii tocmai din Sudanul de Sud. Acviferul nubian a început să fie cercetat științific și sistematic la începutul anilor 60 ai secolului trecut, iar în anii 80 a început exploatarea lui. Guvernul lui Gaddafi a avut ideea să instaleze în deșertul Sahara niște conducte enorme prin care să pompeze apa din acvifer către orașele de coastă. Așa a luat naștere unul dintre cele mai mari proiecte hidrotehnice din lume, Marele Râu Artificial. În acest moment sunt instalați peste 2800 de kilometri de conducte, sunt peste 1300 de foraje, unele la 500 de metri adâncime și alimentează cu 6,5 milioane de metri cubi de apă pe zi, peste 2 milioane de locuitori din orașele Tripoli, Benghazi, Sirte, oralte orașe de pe coasta Mediteranei. Sisteme similare sunt și în Egipt sau în Sudan, dar niciunul nu se apropie de dimensiunile gigantului râu artificial din Libia. Sper că v-a plăcut povestea de astăzi și ne vedem și săptămâna viitoare cu un nou episod. De la plosca de piele până la sticla de plastic. Până atunci nu uitați, beți suficientă apă.